Dragii mei, vă invit să vă ridicați pe picioare și eu să citesc până vine grupul aici de laudă, cântăm și apoi facem rugăciunea de încheiere. Din Psalmul 19, două versete. Legea Domnului este desăvârșită și învierează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiuitor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima și poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Cine vrea să plece în seara aceasta cu o inimă veselă? Toți vrem. Amin. Păzește orânduirile Domnului. Cine vrea să aibă săptămâna asta ochii luminați de neprihănirea lui Dumnezeu? Toți vrem. Păzește poruncile Domnului. Dumnezeu să facă acest lucru o realitate în viața noastră. Amin. Cântăm cu toți împreună.
fie ca închinarea chiar aceasta să fie parte din această umblare victorioasă cu Dumnezeu. Amin? Nimic, niciun dușman să nu ne stea în față, să ne împiedice a progresa pe drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Ne rugăm și mulțumim Domnului pentru închinarea.